astăzi pentru voi, pe fiecare, ascultați-mă bine, ai experiență personală cu Hristos. Te-ai întâlnit cu El. Îl cunoști din întâlnirea ta personală cu El? Sau numai că ai citit? Ai experiențe cu Dumnezeu, nu spun formidabile, dar trebuie să ai și să-L poți cunoaște. Pentru că Iov, la sfârșit, spune așa. Până acum, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Da? Și uitați-vă, vă rog frumos, din capitolul 37, Iov acum ascultă și Dumnezeu îi vorbește. Amin?